Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica Fantastică România la Europa FM. În Republica Fantastică România toată lumea vrea schimbare până ajunge schimbarea la el însuși. Și un primar din Gorj este foarte iubit de angajații săi, care l-ar strânge în brațe până l-ar sufoca. Toți l-au dat în judecată. Mă rog, toți cei cărora primarul le-a dat dispoziție să returneze sporurile ilegale pe care le primiseră din partea fostului. Aha, probleme. Se întâmplă în comuna Stănești din Gorj, unde, în această comună, ca în multe altele din România, asfaltul e o raritate, dar sărăcia e peste tot, apă curentă și canalizare nu s-au văzut decât la televizor. Și unde Curtea de Conturi a constatat că în perioada 2019-2020, primarul, fostul primar, că s-a schimbat la alegeri, a dat sporuri ilegale angajaților. Tot felul de sporuri pentru o grămadă de lucruri. Suma totală s-a ridicat la 200.000 de lei. Ceea ce pentru unii nu e mare lucru, dar pentru această comună este chiar foarte mult. A venit Curtea de Conturi, a făcut ancheta, a descoperit și a zis, domnule, ilegal, trebuie să dați banii înapoi. Nou edil n-a contestat raportul Curții de Conturi, a cerut banii înapoi, ceea ce a stârnit o mare revoltă printre funcționari. Logic. E normal. Situația e disperată. După cum spune primarul Constantin Bicheru, citat de publicația Panduru, eu, zice domnul primar, îi cred că le este greu să le iau și din bani. Și îi pun să și muncească dublu față de cât munceau pe vremea fostului primar. Sărace. Deci nicio nenorocire nu vine singură. Practic și munciți și cu banii luați. Eu mine mă fascinează că tot ce e în zona acolo e Pandur. Păi se așa se cheamă publicația și Panduri erau... Îl sunăm pe Moise și ne povestește cu pandurii. Dar el nu e fan panduri, hai să îți explică el. Mă rog, primarul mai spune, citez, este un singur angajat care nu m-a acționat în instanță și care mi-a spus că el a știut de la început că aceste sporuri sunt ilegale. Opa! Da, dar nu s-a putut, el s-a zbătut, dar nu s-a putut abține. El le-a luat cu forță acum. Cea mai nemulțumită de întreaga poveste este fosta contabilă, care are de dat înapoi aproape jumătate din suma constatată ca prejudiciu de Curtea de Conturi, adică 98.000 de lei din 200.000. Cum o fi ajuns asta dânsa... Asta vă întreb și eu. Cum a ajuns ea să aibă bucata asta mare? Să sporuri ilegale conform Curții de Conturi, cât toți ceilalți funcționari ai primăriei. Nu știm, nu avem detalii. Știm doar că dânsa e soția fostului primar, păi cel care a acordat sporurile. Alte detalii nu avem. Deci, domnul primar, nu știm cu prosperitatea urbei, dar de prosperitatea familiei, clar, a fost preocupat de la început. Și, sigur, nu e singura belea de aici, de la comuna din Gorj, Stănești. În mandatul fostului primar, consiliera personală a acestuia a continuat să vină la serviciu timp de 3 ani după ce i s-a desfințat postul, timp în care a primit salariu, ba chiar a beneficiat și de majorări salariale, condițiile în care ea nu mai avea post. Pe principiu că echipa câștigătoare nu se schimbă, probabil. Dacă îl vezi, îl dai afară pe unul. Să zicem că ai fi ceva șef. Punem cazul. Punem cazul. Și îl concediezi pe unul și vezi că el tot vine la muncă. Dar nu-i mărești salariul. Nu ți-e milă de el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.